spunea, eu mă duc la biserică ca să mă întâlnesc cu neamul meu și nu cu Dumnezeu, pentru că cu Dumnezeu mă pot întâlni și în singurătate când mă rog. În schimb, când mă duc în biserică, acolo mă întâlnesc cu cei de dinaintea mea care nu mai sunt, dar pe care îi păstrez în minte, și în același timp cu semenii mei contemporani. Asta înseamnă biserica, este eclesia, adică, până la urmă, înseamnă popor. Fiind un om de dreapta, Naionescu nu avea înțelegere pentru democrație. Iar din democrație, instituția pe care o repudia cel mai mult era Parlamentul. Pentru el, Parlamentul era o adunătură de palavragii și de oameni corupți, de la care nu te poți aștepta la nimic bun. Felul acesta de a gândi era un fel tipic perioadei interbelice. Noi astăzi ni se pare deplasat să spunem așa ceva, pentru că noi suntem prinși într-un alt tipar dominant, din care de obicei nu ieșim pentru că ne este frică. Dar atunci se gândea cu totul altfel decât astăzi, iar dacă este judecat în contextul de atunci, gândirea lui este coerentă și plauzibilă. Dar să ajungi astăzi să-l judeci, să-l denigrezi pentru ceea ce spunea într-un cu totul alt context istoric decât cel de azi, este semn de servitute ideologică. Ai, Ionescu, dacă nu veneai din timp ca student, care dea examen cu el, nu mai găseai loc, pentru că venea foarte multă lume din afara universității. Doamne, legat de bună societate, un grup de evrei, gen Mihail Sebastian, Ionel Fum, mai știu eu ce, legionari care stăteau mai în fund, iar la mijloc să stau studenții. Dacă nu veneai din timp, nici n-aia aproape nu putea să intre, că era blocat drumul, era blocat drumul spre dânsul. Maia Ionescu este prezentat ca un mâncător de evrei, ca un antisemit radical. El a avut foarte mulți discipoli evrei de care a fost foarte apropiați, care au fost foarte recunoscători, care au scris pagini memorabile despre el. Cu unii a intrat oarecum în conflict, știu eu, de idei la un moment dat, cum a fost cazul din Mihail Sebastian, alții, cu alții nu a fost cazul, știu eu, de pildă Oscar Lemnaru și au fost mulți alții, sau Felix Aderca, sau Ion Călugăru. Chiar și aia care l-au înjurat evrei, îl iubeau. Nu puteau să nu recunoască talentul, inteligența, verba, metoda lui de a preda.